casa tradițională victoriană din Toronto a fost renovată și a devenit locuință modernă, deschisă și luminoasă. Scopul principal a fost de a construi o casă modernă de familie, extinzând aria spațiului locuibil, dar care să se integreze cu celelalte clădiri din zonă. Zincul gri și negru a fost utilizat atât la exterior, cât și la interior, fiind un material care îmbină aspectele tradiționale cu contemporanul. La exterior au fost proiectate și ziduri pentru a crea intimitate, oferind o mică zonă de refugiu în fața casei pentru copii să se joace.